Încă de la primele ore ale dimineții, sute de elevi și preșcolari însoțiți de familii s-au adunat rând pe rând în unitățile de învățământ de pe raza localității Cumpăna pentru a participa la ceremoniile oficiale de deschidere a anului școlar 2024-2025. Festivitățile, desfășurate într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, au adus împreună elevi de toate vârstele, cadre didactice și părinți pregătiți pentru un nou capitol în educația tinerelor generații. Reprezentanții administrației locale au adresat elevilor urări de succes, încurajându-i să valorifice toate oportunitățile educaționale oferite, asigurându-i de tot sprijinul pe întreg anul școlar. Principala noastră grijă ca administrație publică locală este să oferim copiilor noștri un mediu școlar sigur, curat, dar în același timp și îmbietor, să-i atragă pe copii să vină la școală așa cum îmi permiteți. Este hârtia care înfășoară florile acelea ținute de un domn sub formă de creioane, precum rochia doamnei învățătoare care are pe material creioanele. Să îndemnăm să iubească școala. Cu ajutorul dumneavoastră, dragi părinți, vom reuși. Suntem pregătiți pentru a face performanță școlară ca în fiecare an, atât la concursurile județene, naționale, dar și internaționale. Dragii mei, a educa mintea fără a educa inima nu înseamnă educație, spunea marele Aristotel. De aceea, vă rog, dragi dascăli, pe lângă profesionalismul dobândit de-a lungul anilor în pregătirea profesională, puneți suflet în educația copiilor noștri. Preoții din comună au oficiat slujbe de tedeum la fiecare unitate școlară, la două dintre acestea alăturându-se și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, slujbe oficiate cu speranța unui an școlar lipsit de incidente neplăcute. Zisa Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa și sămânând el, unele din semințe au căzut pe cale și au fost călcate cu picioarele de oameni, iar păsările cerului venind le-au mâncat. Și să aveți bucurie în tot ce faceți, educatorii și părinții care își iubesc copiii, cresc încă o dată, cu ei redobândesc frumusețea și gingășia copilăriei și iată capătă noblețe în sufletul lor și luați aminte că odată cu frățiile voastre, dascălii și părinții, trebuie să aibă și ocrotirea îngerilor, să învățați și aceasta să se roage în permanență, să roage pe îngerul păzitor, să rămână cu ei, să nu se depărteze de la ei. Această zi reprezintă începutul unei noi călătorii în lumea cunoașterii și dezvoltării personale, atât pentru cei mai mici dintre preșcolari, cât și pentru cei aflați la gimnaziu sau chiar la liceu. În anul școlar 2024-2025, unitățile de învățământ din comuna Cumpăna sunt organizate astfel. Creșa Rază de Soare, 140 de copii, grădinița Paradisul Copiilor, 120 de copii cu alte 20 de locuri neocupate încă, grădinița Florilor, 160 de copii, dintre care 100 la program prelungit, grădinița Sfânta Maria, 172 de copii, After School, 70 de copii. În timp ce în cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu vor învăța în acest an 1488 de elevi organizați în 62 de clase, clasa 0, 173 de elevi distribuiți în 8 clase, învățământ primar, 789 de elevi, învățământ gimnazial, 500 de elevi, învățământ liceal, 106 elevi, învățământ profesional, 93 de elevi.